Iubiți credincioși, vom citi sinaxarul zilei din 23 aprilie, când îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, iubitul mucenic, ocrotitor al multor orașe, țări, provincii, ocrotitorul personal Sfântului Ștefan cel Mare, Sfântului nostru voivod, ocrotitorul Marii Britanii, al Georgiei, al mai multor țări europene, al Moldovei, împreună cu Sfânta Parascheva, al Severinului, al Giurgiului, chiar și al Ardealului, este ocrotitorul nostru, ocrotitor armatei sârbe, ocrotitor armatei române, armatei britanice, mare Sfânt Mucenic Gheorghe. Așadar, Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 23 aprilie, pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Acest mare și prea minunat sfânt s-a născut în Capadocia, ca fiul unor părinți foarte bogați, împodobiți cu toată virtutea. Tatăl lui a fost chinuit pentru Hristos, iar mama lui, maica lui, s-a strămutat în Palestina. Când Gheorghe a crescut la vârsta trebuincioasă, el a îmbrățișat cariera militară, unde la vârstă de 20 de ani a ajuns la rangul de tribun. General, fel de general. În care a intrat în garda imperială a împăratului de Ocletian, un fel de gardă națională, garda a împăratului, un fel de armată de elită al împăratului, a cezarului de la Roma. Când de Ocletian și-a început cumplitele persecuții împotriva creștinilor, Gheorghe s-a înfățișat înaintea lui și a mărturisit cu curaj că și el este creștin. Împăratul a poruncit atunci să fie aruncat în închisoare, să-i se ferece picioarele cu butuci, iar pe piept să-i se pună o piatră grea. Apoi împăratul a poruncit ca Gheorghe să fie legat de o roată sub care să fie așezată o scândură cu unghii de fier, astfel încât la fiecare rotire tot trupul lui Gheorghe să fie scrijelit, încât să se facă în întregime o rană sângeroasă. După aceasta l-au îngropat într-o groapă săpată în pământ, lăsându-i afară doar capul. Și acolo a rămas Sfântul Mucenic cu 3 zile și 3 nopți. După aceasta i s-a dat Sfântului Gheorghe să bea o travă pregătită de un vrăjitor. În toate aceste chinuri, însă, Sfântul Gheorghe se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu îl vindeca pe el de toate cumplitele lui dureri, salvându-l de la moarte spre uimirea tuturor, uimirea și uluirea tuturor. Când însă a înviat un mort cu rugăciunile lui, atunci mulți au trecut la credința în Hristos. Printre aceștia s-a aflat și Alexandra, împărăteasa împăratului Diocletian, mai marele preoților idolești, plugarul Glichelie și Valeriu și Donatul și Terinus. În cele din urmă, Diocletian a poruncit uciderea prin tăierea capului a Sfântului Gheorghe și a propriei lui soții, împărăteasa Alexandra. Fericita Alexandra a murit pe eșafod înainte ca să-i se taie capul, iar apoi a fost decapitat Sfântul Gheorghe. Aceasta se întâmpla în anul 303, deci la 23 aprilie 303. Minunile care s-au lucrat la mormântul Sfântului Gheorghe sunt nenumărate. Nenumărate sunt și aparițiile lui, atât în vis cât și a Ievea, în fața ochilor celor credincioși, atunci ca și astăzi, l-au chemat pe el cu credință și au cerut gramnic ajutător. Gramnic ajutor. Arzând de dragostea lui Hristos, Dumnezeu acestui sfânt Mucenic Gheorghe nu i-a fost greu ca pentru dragostea lui să lepede cu dispreț toate, rang militar, bogății mari, onoruri imperiale, prieteni și toată lumea întreagă. Avea vreo 23 sau 24 de ani, era poate cel mai important general din armata romană, avea toate șansele la o carieră strălucită, să aibă tot ce își dorea pe lumea aceasta, tânăr, frumos, sănătos, cult, acestea și toate le-a lepădat pentru dragostea lui Hristos și s-a supus unor chinuri pentru Hristos inimaginabile. Se spune că la mucenicia Sfântului Gheorghe a asistat însăși Maica Domnului și l-a întărit. Pentru aceasta, dragostea lui către Domnul,
lui, Domnul a răsplătit cu neperitoarea cununa slavei cerești și pământești, cu veșnică și fericită viața împărăției. Pe lângă acestea, Dumnezeu i-a dat putere de a le sta în ajutor tuturor aflați în dureri și chinuri mari, care îl cheamă cu evlavie și cu credință, numele Sfântului Mare Mucenic, Gheorghe Purtător de Biruință. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Nou Mucenic Lazar. Acest Sfânt Nou Mucenic Lazar era de neam bulgar, din ținutul Grabovo. El de tânăr și-a părăsit locul natal și s-a strămutat în Anatolia. Acolo s-a făcut păstor de oi în satul Soma. Creștin fiind Lazar, a stârnit ura turcilor împotriva sa și fiind aruncat în închisoare de un anume Agă. După torturi prelungite și sălbatice, din partea unor oameni care au mai mult fiare decât oameni, chinuri pe care Lazar le-a îndurat cu eroism, datorită iubirului fierbinț pentru Stăpânul Hristos, acest tânăr mucenic a fost omorât la 23 aprilie anul 1802, pe când era în vârstă de 28 de ani. Dumnezeu l-a primit pe nou mucenic Lazar în lăcașurile sale, cele cerești, proslăvindu-l în ceruri și pe pământ, căci la sfintele lui moaște au avut loc nenumărate minuni. Cântare de laudă la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul Gheorghe, de pe un cal înalt, pe fecioară din dinții balaurului a mântuit, lancea sa, semnul crucii poartă, ea este armă sfântă de neînvins. O armă sfântă, cu această sfântă armă, Sfântul a răspuns balaurul, pe Sfântul Gheorghe, dându-o pe fecioară vie în mâna tatălui ei. Bunătatea lui, el pe însuși Domnul l-a îndatorat, iar Domnul pe Sfânt, bunura slavei, l-a răsplătit. Sfântul Gheorghe, cu inima vitează, averile sale la sărat le-a dat. Onorurile toate și acestei luni slavă, lepădatele-a pentru dragostea lui Hristos, marele biruitor. Chinurile le-a îmbrățișat, el le-a zis da. Da. Trupul său s-a zdrobit ca sufletul să se mântuiască. Cu a sa bunătate însuși Domnul l-a îndatorat. Însă și pe Domnul l-a îndatorat. Că Domnul nu-i refuză nicio rugăciune pentru dragostea lui și ce a făcut pentru Domnul. Iar Domnul pe Sfânt cu cununa slavei l-a răsplătit. Gheorghe, bărbat sfânt și de biruință purtător, și astăzi păzește cu a sa lance cruciformă, dreptate îl păzește, pe nedrept nu-i cruță, oricine îi cheamă cu lacrimi, oricine îl cheamă cu lacrimi și cu credință, oricine îi se roagă cu inimă zdrobită, grăbește la Sfântul, găsește la Sfântul Gramnic ajutor. Cu a sa bunătate, Gheorghe pe însăși Domnul l-a îndatorat, iar Domnul pe el l-a răsplătit cu cununa slavei. Cugetare! În timpul unei răscoale la Constantinopol, în timpul domniei marelui împărat Constantin, niște furioși au desfigurat statuia împăratului ce se afla într-o piață importantă a metropolei, stricându-i nasul și urechile. Unii vicleni, lingușitori, au alergat atunci la împărat și au povestit cu mare dezgust și lux de amănunte cum îi distruseseră acei anumiți statuia, stricându-i nasul și urechile, cerându-i împăratului aspră pedeapsă pentru ei. Dar marele împărat și-a păpâit atunci nasul și urechile. Și l-a răspuns lingușitorilor care îl priveau: precum văd, nasul și urechile noastre sunt la locul lor nevătămate. Iată ce mărime de suflet, ce mărinimie și bunătate și dragoste. Alți împărați pentru distrugerea unei statui era pedeapsă cu moartea, legi majestate. Au fost împărați care au omorât mii de oameni pentru că au distrus o statuie. Iată Sfântul Constantin. N-a făcut altfel. Lingușitorii s-au retras atunci repede, acoperiți de rușine. Cu aceeași împărătească generozitate ar trebui să îndurăm și noi insultele care ni se aduc. De aceea și noi ascultăm întotdeauna cu imparțialitate acuzațiile împotriva altora,
pe care ni le înfățișează din gușitorii noștri. Înaintea Domnului și a noastră înșine, mărturisim întotdeauna că, din cauza păcatelor noastre, noi merităm insulte mai mari decât acelea care ni se aduc. Luare aminte. Să luăm aminte la Stăpânul Hristos cel înviat, la cum învierea Lui este începutul unei zile noi și strălucite în istoria omenirii, la cum învierea Lui este pacea și tăria mea și învierea sufletului meu câtă vreme sunt încă în trup. Predică despre trezirea dreptei noastre judecăți. Iubiților, aceasta este acum a doua epistolă pe care vă scriu. În ele caut să trezesc în amintirea voastră dreapta judecată. 2 Petru, capitolul 3, versetul 1. Vedeți, fraților, scopul pe care îl are marele apostol Petru atunci când scrie epistola? El voiește să trezească oamenii într-o dreaptă judecată. Apostolul socotește acesta țelul principal al scrisorii lui. Cu adevărat, el acesta și este. Căci dacă în sufletul fiecărui om s-ar trezi la viață dreapta judecată, judecata cea dreaptă, care dormitează în inima lui, atunci nu ar mai exista niciun om pe pământ care să nu creadă în Tu Hristos Domnul și să nu îl mărturisească ca fiind stăpânul cel răstignit și înviat și mântuitorul lumii și care să nu se întoarcă plin de zdrobire la pocăință, pocăindu-se de toate păcatele comise sub impulsul judecăților nedrepte. Că nimic nu le desparte mai mult decât de Dumnezeu decât judecata cea nedreaptă. Și ce face judecata omului să fie nedreaptă? Păcatul. Așa cum laptele, atunci când în el picură o picătură de o travă, se strică totul, așa și mintea omului, când e viciată, fie și de un singur păcat, devine complet necurată și nedreaptă. Căci orice păcat este necurat. Orice păcat întinează mintea și judecata omului, făcând-o otrăvită și murdară. Toată cunoașterea unei astfel de minți se face necurată, precum murdar se face și chipul ce se va oglindi într-o oglindă murdară. Căci toate sunt curate pentru cei curați. Tit, capitolul 1, versetul 15, zice Sfântul Pavel, cealaltă căpetenie a apostolilor. În paradis, câtă vreme Adam avea mintea lui curată, toată cunoașterea lui despre Dumnezeu, Făcătorul și toate cele făcute de El, erau limpede, cunoașterea limpede și adevărată. Dar păcatul i-a întunecat mintea, pe a lui și pe a tuturor urmașilor lui. Cu toate acestea, acea minte paradisiatică și curată a omului dinainte de păcat, nu este cu totul moartă, ci ea mai curând dormitează în sufletele oamenilor, celor ce sunt mereu născuți în păcat. Nu trebuie decât această judecată dreaptă să fie trezită la viață și atunci ea îl va duce pe om înapoi, fără grijă la Hristos. De aceea își asumă apostolul responsabilitatea de a trezi în oameni judecata lor dreaptă. Adică aceea care dintr-un început Dumnezeu l-a dăruit-o printr-o minte curată, limpede și străvăzătoare. O, fraților, să venim și noi într-ajutor Sfântului Apostol, celui care pentru dragostea lui s-a răstignit cu capul în jos, iar Sfânta lui luptă de trezire a dreptei judecăți în sufletele noastre, adică la Sfânta luptă care a dus-o Sfântul Petru pentru trezirea dreptei judecăți în sufletele noastre, să-i ajutăm și noi, cel puțin în cele privitoare la noi înșine, să contribuim fiecare la trezirea propriei noastre judecăți. Dacă fiecare dintre noi vom face aceasta, atunci vom vedea cu toții cum și noi toți avem o singură minte, căci mințele cele curate, luate la un loc, una sunt, pe când cele necurate sunt o legiune. Adică mințele curate au aceeași vedere, vederea lui Dumnezeu, peste tot în lume. Așa cum vede un sfânt aici, așa vede și un sfânt în Africa. Vede prin lumina Evangheliei Domnului Hristos și prin lumina Duhului Sfânt. O Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce a înviat a treia zi din mormânt, trezește în noi judecata cea dreaptă, pentru că cine Sfântului Tău Apostol Petru, că ție se cuvine toată slava, cinstea și puterea, mulțumita și lauda în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.